Bine v-am găsit astăzi. Avem probleme. Probleme. De ce avem probleme? Fiindcă această colonie am făcut o unificare, a fost prea mare cantitatea de albină, nu i-am asigurat aerisire și din această cauză albinele, o parte s-au sufocat și acum urmează să văd dacă au matcă sau nu au. Încă mai au albină suficientă, vom vedea dacă și matcă, dacă au matcă, nu știu. Deci acestea sunt probleme. Acum să vedem ce natură au aceste probleme. Acestea poate să fie de gen bezmetic. Poate fi bezmeticit, pot fi diverse probleme, dar să le vedem împreună care-i problema. Cel mai bun lucru ar fi ca aceste albine să aibă matcă. Acesta ar fi cel mai bun lucru. Cantitatea de albină s-a redus destul de mult. Plânsetul care deja a apărut înseamnă că nu prea au ele matcă. Au regina. Acum trece un avion pe deasupra, dar se va auzi într-un moment. Trebuie intervenit și făcut acea lucrare care am mai făcut-o, să-i mai dăm o matcă, dar de data aceasta cu urdinișul deschis pentru a stabiliza colonia. Voi aduce o matcă. Deci astea sunt probleme. Probleme care apar uneori din greșeala apicultorului, putea să fie colonia rezolvată de mult, dar prinsetul acesta al albinei dă senzația că nu este matcă, n-a avut acces la apă, acel roi adus, n-a avut acces. Deci, o pierdere pe total, o matcă. Se poate întâmpla și alte tipuri de unificări. Surpriza ar fi să aibă, da? Dar este greu de estimat acest lucru. Vremea s-a mai răcorit între timp. Aveau toate ramele aici. Albine, dacă o adun, nici pe patru rame.
aveam nevoie de o daltă să salt capul acesta și să arunc o privire în partea de jos a coloniei respective. Este o luptă cam lungă de când această colonie nu prea funcționează. Problemele au apărut atunci cu acea intoxicare. De la intoxicație, aceste albine nu și-au mai revenit. Și-au pierdut matca. La intoxicațiile astea se poate pierde matca, după care apar probleme. Voi selecta rame mai goale. Aceste rame goale le voi da la colonii care au capacitatea de a construi sau de a întreține astfel de rame. Cum am zis, surpriza ar fi să fie matca în regulă, ceea ce mă cam îndoiesc. Să vedem dacă putem rezolva această problemă. Cam toată lumea plânge în acest tub. Nu pare a fi în regulă. Păstură este suficientă, s-a acumulat, fiindcă neavând puiet, n-are cine să consume. Albina adultă nu prea consumă așa multă păstură. Consumă puietul care eclozează. Odată ce eclozează, consumă păstură și devine în regulă. Aici este puiet, dar e puiet de la nucleul care l-am adus și a suferit de căldură și de sete. Avantajul este că totuși puietul pare în regulă, îl las în partea aceasta. Dar prezența reginei nu cred că mai este. Cred că a murit în acea înghesuială, cel mai probabil. Mă uit că au făcut ghem dedesubt. Acest ghem se face doar în momentul în care e o regină prezentă. Să vedem ce se întâmplă. Este aici o matcă care e făcută ghem. Din ce motive, nici nu știu dacă e o matcă bună, dar nu știu de ce e făcută ghem la ora asta, nici nu știu dacă e împerecheată. Să vă arăt. Deci aici
Este o mătcuță, dar fiind făcută gen, mă uit dacă totul e în regulă cu ea, dacă are picioarele în regulă, nu știu de ce, de ce e făcută gen. O să o bag într-o ușcă de camera. Am aici o cușcă. Băgăm aici, nu știu care e situația de nu o acceptă. Această colonie nu știu dacă va accepta acea matcă. Destul de complicată treaba. Dar nu e imposibilă, că știți ce am să fac dacă nu sunt ouă sau larve? Am o opțiune de a pune matca pe o ramă de albine cu puiet câteva zile. Sau teoretic ar trebui să aibă o matcă undeva. Asta să fie două regine într-o colonie mai rar. Deci cum voi proceda până la urma urmei? Voi lua două, trei rame de albină de aici. Această albină care o consider eu că e în regulă, o să duc matca sau regina, o duc pe o altă poziție. Fac un nucleu cu acea regină. Deci asta voi face. Cam o poziție. Iar restul albinei o să-i aduc un roi deschis. Duc să caut o zonă unde să pun această matcă. Am adus matca, am pus-o aici, pe trei rame de albine din aceeași colonie. O las 2-3 zile, indiferent ce se va întâmpla. Această albină bănuiesc că o să se acomodeze cu matca respectivă. Trebuie să încerc. Asta e situația. Trebuie să încercăm să salvăm cât se poate. Asta este rolul. Deci o las 3 zile, după care pur și simplu o să-i, nu știu dacă îi pun ceva turtă sau miere, văd eu. În mod normal nu-i pun nimic, doar îi dau drumul. Totuși este o problemă, adică problema nu s-a rezolvat. Aici trebuie să facem o lucrare de unificare. Dacă la prima consider că am greșit cu ceva, nu știu de ce nu depune acea matcă ouă,
De ce era în ghem, habar n-am. Dar mă voi lămuri. În parcursul timpului, oricum ne apropiem de luna iulie și o să fie deja timpul tot mai scurt pentru a forma astfel de unități biologice. Aici este multă, multă albină în vârstă. Pregătesc zona pentru a primi nuclee. De data aceasta cu dinișul deschis și albina asta încet, încet sper să se acomodeze. Noua matcă. Noua matcă, aceea care este făcută ghem în colonie nu prea mai are rost să o ții acolo, nu prea mai faci nimic cu ea. Ai zis, mă duce vici pe rame. Deci nu prea mai ai ce să faci cu acele regine. De aceea am și format un nucleu cu dânsa, de fapt un microi. Indiferent ce se va întâmpla, o să pot la un moment dat să-l unific. Aici aduc o grilă de unificare. Dar de data aceasta albinele nu vor mai avea contact cu matca, cu toate că a stat o săptămână izolată, tot n-a fost acceptată. Căutam o grilă de unificare a măcilor. Dar acum o să fie totul în regulă, deci nu mai trebuie să vin eu la o anumită perioadă pentru a îi da drumul reginei, de exemplu. Nu mai am nici astfel de problemă. Pur și simplu o să le dau drumul. Scopul este să nu se bezmeticească. Asta ar fi scopul, să nu se bezmeticească albina. Totuși este o cantitate însemnată și stupii ăștia bezmetici nu și-au rostul, adică numai te chinui, să zic așa, cu ei. Bine, totul e în regulă. Acum să îi aduc aici un roișor
un alt roișor, de data aceasta o mătcuță tânără, pur și simplu, doar îi mut casa, cum ar veni. De data asta am adus aici un roi cu mătcă tânără și nu voi mai face aceeași greșeală. Aici urdinișul îl strângem într-o oarecare măsură. Le strângem așa. Chiar dacă le va fi mai cald, îl strâng și deschid urdinișul și la roiul care l-am adus. Aici este el, o să aibă și el acces la aer. Sper ca totul să se rezolve. Îl las în pace așa cum este el și aduc ramele înapoi. E mult albinuț aici, acum indiferent că am văzut eu o marcă sau n-am văzut, chiar nu mai contează. Am două rame surplus. Așa. Trebuie izolat acest leu, această familie trebuie izolată de restul. Are o gaură acolo. Să văd cum izolez. O izola folie totală. Nu pot să-i lași gaură, fiindcă deasupra vine. Supra va veni albina. Așa, și aici să pun o grilă panela. Era pe undeva ea. Pun o grilă Hanemar pentru a ține folia asta jos. Da, e bine. E bine, bine. Și acum nu mai am grijă lor, fiindcă au urdinișul fiecare cu treaba lui. Punem catul. Am două rame care le voi duce la nucleul care este făcut, adică nu care este făcut, ci la colonia care i-am luat marca de acolo. Bine, eu mut cu toate albinele la locul lor și închid. Deci cam asta este. Cam atât. Iată probleme care
trebuie rezolvate. Până data viitoare, numai bine!